Salut prieteni, bine ați venit la tutorialevideo.info, numele meu este Vlad și în acest tutorial video vom vorbi împreună despre un softuleț care ne lasă să generăm o listă cu numele tuturor fișierelor care le avem într-un folder. Softulețul se numește Print Folder, haideți să vedem de unde îl descărcăm. O să vă lase un link de download. Dar dacă vreți să îl descărcați voi de pe site-ul oficial al producătorului și nu vreți să-l luați de la noi de pe site, nu știu ce s-a închis browserul, haideți să deschid alt browser pentru că ăsta, Internet Explorer, mă enervează. Și aici haideți să accesăm Google și în Google vom scrie print folder, da, am scris greșit, dăm click pe primul rezultat, avem grijă să fie, să aveți acest link. Avem aici print folder versiunea 1.3, dăm download, ne vom descărca această arhivă, dăm click dreapta, extract, o extragem și am ajuns acest folder. Dăm dublu click pe setup.exe să-l instalăm, run, dacă va apare acel pop-up, dar cel mai probabil o să vă apară, next, next, da, un wizard normal și dăm finish, lăsăm să ne ruleze. Aceasta este interfața, am să închid și haideți să vedem, să spunem acest folder, vrem să generăm o listă cu toate fișierele pe care le avem, dăm click dreapta pe el, print folder, ajungem aici și avem informații despre el, volume in drive ce is, da, locul unde se află, da, desktop și folderul nostru, readme.txt și setup.exe, exact fișierele pe care le avem, data la care au fost ultima dată modificate, dacă vom da click dreapta și properties, aici vom vedea 2006, da, cum exact cum scrie și aici, ne spune numărul lor, spațiul total ocupat pe disc și cât spațiu mai avem liber pe discul unde se află folderul. Putem să salvăm, să-i spunem test, va avea extensia txt și îl putem deschide cu notepad. Și exact ce am văzut acolo avem și aici, dar să presupunem că avem un folder cu foarte multe fișiere, cu programe, da, cu executabile și vrem să știm exact ce programe avem acolo, numele fișierelor. Pagesoft este util. O să aveți această arhivă la download. De fapt, până la urmă vă pun linkul către acel site în textul tutorialului să-l accesați mai ușor. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Eu am fost Vlad, voi sunteți la tutorialevideo.info. La revedere!